Corăbiile, distrugătoarele, navele cu vele și chiar submarinele au fost vedete la Constanța. Nu este vorba despre vreun exercițiu militar, ci de prima ediție a concursului de navomodelaj Tomis. Am reușit să adunăm 59 de participanți la această expoziție concurs. Unele dintre modele sunt premiate internațional, unele au mai fost expuse în alte expoziții, altele sunt în premieră în această expoziție. Toate aceste modele, după cum le vedeți și dumneavoastră, pentru realizarea lor s-a depus o muncă de ani la unele modele. Nu oricine poate executa o astfel de lucrare. Cele mai complexe embarcațiuni în miniatură cer o muncă asiduă, ce uneori ajunge și până la 3 ani. Chiar și așa, pasiunea nu are limite. Adrian a venit la Constanța tocmai de la Râmnicu Vâlcea pentru a-și expune modelele. În spatele meu avem o scurtă tematică, sau mai bine zis, idei generale despre istoria navigației cu vele. O navă viking, galion, goeletă, toți copiii cunosc povestea Toate pânzele sus, și o navă specifică Golfului Persic. Nu poți executa un model fără cunoștințe temeinice, dăruire, multă, multă pasiune, multă sudoare. Una dintre cele mai îndrăgite și complexe lucrări din concurs este macheta crucișătorului Bismarck, cunoscut din cel de-al doilea război mondial. Este o machetă 1:200, făcut din chituri, 140 de numere. O machetă foarte greu de executat, vedeți și dumneavoastră câte detalii trebuiesc executate și urmărite, iar pentru concurs cei care arbitrează machetele respective țin cont de fiecare amănunt, de fiecare detaliu în parte, se împart puncte de la 1 la 10 pentru respectarea dimensiunilor, pentru respectarea culorilor, pentru respectarea amănuntelor. În urmă cu 30 de ani, executând serviciu militar pe MH-112, pe Stihie Eugen, cea mai veche navă din flota românească. Și încerc, sper să reușesc să găsesc planurile navei și să execut modelul. Cele mai bune modele vor fi premiate pe data de 16 august, atunci când este și ultima zi a concursului expoziție.